Deci suntem în direct în clipa asta. Reluăm problema și pentru fișierul ăsta. Deci e vorba de un trapez, am dus acolo, avem în ipoteză că ei este situate de A încât de E egal cu o jumătate din A E sau de două ori E de face cât A E. Am avut o asta de 18, asta de 12, am făcut diferența 6. Și acum trebuie să ne uităm. Mai ce îmi trebuie? Îmi trebuie să găsesc perimetrul sau area. Baza mare plus baza mică pentru area plus baza mică ori înălțimea. Deci înălțimea asta îmi trebuie. De undeva trebuie să o prind. Nu uitați că mai avem și relația ca și unii drept. Deci asta e unii drept. Corect. Da? Deci acest lucru trebuie să-l valorificăm. Să vedem cum putem valorifica că acolo avem un unghi drept. Hai să notăm cu O punctul ăsta de intersecție, da? O punctul de intersecție. Triunghiul AOB este un triunghi dreptunghic. Da? Și cum putem prinde problema? Aveți o idee? Acum sunt în cercetare. Dacă ai tu o idee, nu? Ai tu? Deci suntem în cercetare, vedem? Mai ales unghiul ăsta trebuie să-l valorificăm și că asta e o treime, e două treimi din toată de A. Sau invers, D, E. Bă, gândeam acum, Miruna, în triunghiul E, A, B, ce fel de triunghi este E, A, B? Dreptunghi. Dreptunghi. Ce este A, O în triunghiul ăsta? Înălțime. Înălțime. Dusă din vârful unghiului drept. Și atunci, înălțimea dusă din vârful unghiului drept este mediul geometrică, nu? Între segmentele determinate de ea, adică înălțimea la pătrat, teorema înălțimii. Da. A, O la pătrat egal cu E, O, ori O, B. Eu nu știu nici pe E, O, nici pe O, B. Nu. Sunt, clar, și nici pe A, O. Deci mă retrag. Și nici A, K, T, T. Nici A, K, T, T. Ar merge A, K, T, T. Ca A, B, unoare la pătrat, cateta la pătrat, e ca prostul dintre ipotenuză toată și proiecție ei, adică o B, dar nu știu nici pe B, nici pe O B. Înseamnă că trebuie să merg, să valorific chestia asta cu două și o treime. D A e de trei ori D E. D A e de trei ori D E. Da, de acord cu asta. Deci D A e de trei ori D E. De acord cu asta. Dar D, A, nu știu. Nu? Înălțimea, tocmai înălțimea. Mai cercetăm, mai insistăm un pic să vedem ce... Trebuie să găsim lucruri, să legăm. Mai insistăm o dată. Ce avem, Adi? Știm așa, că triunghiul acolo e dreptunghi, am încercat noi cateta, teorema catetei, teorema înălțime, nu a mers. Faptul că A e este o treime din, deci A e două treimi din DA, să încerc oare să ies undeva în afară, hai să încerc așa să ies. Dacă aș prelungi pe EB. Vă gândiți-vă imediat, nu? Asta încerc să văd. Și aș prelungi-o și pe asta. Deci dacă aș prelungi așa, pe BE, aș prelungi-o. Urmărim, urmărim, să vedem. Corect, vedem unde ajungem. Corect. E foarte clar un lucru.
S-ar putea să nu fim pe ideea autorului. Exact, dar încercăm ceva al nostru. De ce la matematică interesant? S-ar putea să descoperim o idee mai frumoasă. Deci, dacă aș prelungi-o pe EB și s-ar întâlni cu DC, s-ar întâlni într-un punct P, să zic, da? Mm-hmm. Și în triunghiul ăsta P de lor median. Ia să vedem în triunghiul CPA. În CPA avem PO. AD este înălțime. Da. Și mediană. De ce și mediană? Dacă poți să mă duci că e și mediană, sunt foarte încântat. Ce motive ai să spui? A e două treimi. AD. Da. Dar eu nu știu, dacă asta ar fi și ea mediană, atunci întâlnindu-se cu asta la o treime de bază și două treime, ar obliga-o să fie și ea mediană, pe AD. Dar eu nu am decât un singur lucru, că PO e perpendiculară pe CA. Deci aia e înălțimea și e ortocentru. Este ortocentru deocamdată. Dar are și calitatea asta, că acest ortocentru e la o treime de bază și două treime de vârf, pe una din înălțimi. Însă nu mă poate nimeni convinge că ar fi și pe o tot mediană. Corect. Adică, în condiția arată, ar trebui să fie ca triunghiul PCA să fie echilateral. Corect. Deci PCA să fie triunghi echilateral. Și nu am... Păi dacă le știm pe AB și pe DC... A, B și pe D, ce îl știm, sigur. Să încercăm să ne folosim de ele. A, D, C, e asemenea cu triunghiul E, A, B. A, D, C, triunghiul de aici. Cu E, A, B. Cu E, A, B. Ce motiv am? Avem unghiul A, D, C de 90 de grade. D și cu A de 90 de grade. Avem pentru că D, C și cu A, B sunt paralele, unghiul C, A, B. D, C, A, cu C, A, B. Și cu A, B, paralele. Unghiul. Da. Și avem CAB cu DCA. O secundă. Deci faptul că sunt paralele, unghiul de aici, minuna, da? Cu CAB. Ăsta, este cu ăsta de aici, ca altern intern. Da, și avem unghiul. Dar ce triunghiul ai luat tu? ADC cu... cu IAB. Da, nu, că n-am unghiul IAB acolo. Deci mi-ai luat unghiul de ăsta cu ăsta de aici, da? Da. Deci... mai un pic, mai te apropii. Hai, că ești bine, zic. Te duci bine. Da. Deci unghiul ăsta 1 e 1 de aici. Mm-hmm. Da? Unghiul D, A, C, cu... Nu, e tot pe de, pe de altă parte ăla e de 90 de grade. A plus C, am și că ăsta e 90 de grade, nu uităm nicio clipă. Păi, 1, Miruna, 1 și cu vecinul său fac aici cât? Cu 2, să zic. Da, 90, da? 90. Dar între unghiul A, O, B, 1 și cu ăsta de aici? Fac 90. Fac 90. Deci 1 și cu... Și ăsta e 2 atunci. Da. Și atunci triunghiul acela... D-A-C. E asemenea cu... Și cu A, E, B... Au câte două unghiuri congruente. Au pe ăla de 90 și 2 cu 2. Deci 2 cu 2, da? Sunt și atunci triunghiurile sunt asemenea. Și merge foarte bine problema. Mai repetăm o dată, să vedem dacă am avut baftă și am mers o chestie deșteaptă. Ce este acolo? Ia tu, Adi, repetă tu, să te rog să vezi dacă am avut noi dreptate, dacă e corect. Ne trebuia ce prim? Nu. Hai să vedem încă o dată. Am avut inițiativa asta frumoasă, ce bine ar fost să meargă. Mm. Ai fost tare de tot problema ca soluție. Dacă prelungită, sau intersectată, iată, e ideea ta aceea, că e o treime și două treimi, să fost ăsta centru de greutate, dar trebuia să mai am fixat faptul că AC
e perpendicular și la mijloc. Dacă mă aveam cât și la mijloc, mă trimitea triunghiul ăsta echilateral și totul era foarte frumos. Putem de aici să facem o problemă. În loc să dau că DE este cât e A, nu, DE este o treime din DA, sau să o dau și pe asta, și mai dau că A, O, e cât o C. Adică, zic așa, fie mijlocul lui AC, notat cu O, și atunci BE, asta intersectează, așa zic, BE intersectează AC în punctul O, am construit o problemă aici. Dar, îndată furat de ideea care am avut-o, dau ca noutate faptul că BE intersectează AC în punctul O. Da? Și atunci, prelungită pe BE până întâlnește, am deja trecută prin O, care e mediana asta, asta e mediană, fiind o treime, pe una din mediane, înseamnă că va fi centru de greutate. Și atunci mă duc și problema va merge. O să vedem îndată. Dar să ne întoarcem la problema noastră, nu părăsim contextul problemei noastre. Deci, atenție, Adi. Deci, triunghiul DAC, Miruna, spune că... Ne propunem să arătăm că e asemenea cu EA, așa, EAB. DAC și cu EAB. Ar fi asemenea. Le luăm în discuție. Da. Cele două triunghiuri au deocamdată doar unghiul de aici din 90 de grade și ăsta din 90 de grade. Corect. Ca două triunghiuri, în cazul de asemănare, care sunt cazurile de asemănare? Unghi-unghi. Unghi-unghi, da, două unghiuri concurente. Da, latură-latură. Nu latură-latură. Latură-latură-latură, toate laturile, da? Da, latură-latură-latură și unghi. Câte un unghi și laturile omologe, care formează unghiul, laturile omologe proporționale. Proporționale. Deci sunt trei cazuri, da? E vorba de unghi-unghi, câte un unghi, numai câte un unghi și laturile omologe proporționale și pe urmă toate laturile proporționale, da? Ei bine, aici noi, având un unghi, ar trebui să ne concentrăm să vedem dacă laturile DC și DA, care formează unghiul 90 de grade, și cu laturile, și cu AE și cu AB, dacă sunt proporționale. Și să știți că am avea o șansă. Mă gândeam la raportul dintre 18 și 12. Cât ar fi 18 pe 12? 3 pe 2. 3 pe 2. Oare așa vine și aici? 3 asta și 2 asta. Cred că avem mai și șanse deodată. Ca să nu mai muncim cu unghiurile acele de acolo. Deși, dacă ar merge problema așa, înseamnă că aș avea în plus. De aceea vreau să văd laturile omologe. Deci, hai să ne stăduim să vedem dacă, având câte un unghi de 90 de grade, merge cazul 2 de asemănare. Adică, latura asta de A, supra care latură din celălalt triunghi? De A, supra latura AB ar trebui să fie, dar AB asta pare ipotenuză aici. Vedeți? Nu merge. AB pare, este ipotenuză, nu că pare. Este ipotenuză în triunghiul AOB, dar pentru triunghiul EAB este o catetă. Este o catetă. Deci, când zic așa, două triunghiuri. Da? Două triunghiuri. Triunghiurile acestea sunt asemenea dacă au câte un unghi. Da. Câte un unghi. Și laturile care formează unghiurile acestea, e vorba de A, B, C, A prim, B prim, C prim. Și zice laturile omologe proporționale. Cum trebuie să înțelegeți? Deci triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul A' B' C', dacă și numai dacă au unghiul A congruent cu unghiul A'
da? Câte un unghi, și laturile omologe. Adică laturile care formează unghiul. Adică A, B. A, B supra A prim B prim. Deci ar însemna că A, B supra A prim B prim. Egal cu AC supra A prim C prim. AC supra AC supra A prim C prim. A prim C prim. Altfel spus, A, B supra AC. A, B supra AC. Egal cu A prim. Deci A, B supra AC egal cu A prim, prim B prim. A prim B prim egal cu A prim B prim supra A prim C prim. A prim C prim. Deci ori asta, ori asta, ori cealaltă. Una și aceea și doar am schimbat mezi între ei și cu ei, acolo între ei, da? Bun. Hai să vedem la noi. Triunghiul ăsta drept au pe unghiul D congruent cu unghiul A. A, deci triunghiurile A, D, C. Triunghiul ADC. Ne propunem, dar dacă se asemenea. Da, da. Și triunghiul. Corect. Și triunghiul. E AB. E A, B. Au. Au, acolată. Au. Măsura. Măsura lui D. Egal cu măsura lui A. A. Egal cu 90. Și egal cu 90 de grade. Și dacă arăt că și laturile omologe, cele care formează unghiurile acestea sunt, de, sunt proporționale, treaba e perfectă. Bun. Și acum zicem, de ce supra DA, hai să zicem așa, de ce supra DA, da. Ca să zicem, care formează unghiul ăsta, da? Corect. De ce supra DA să fie egal cu aici cu cine de la triunghiul ăsta? De la triunghiul ăsta pare a fi de ce a fost mai mică, da? Ea. De a mai mare. Fi e A supra A, B. E A supra A, B. Echivalent cu DC-ul, care este în cazul nostru 12, supra DA, nu știm, DA, egal cu EA, o știm, nu știm, EA, supra AB, 18. EA. Nu. Nu este adevărat aici, pentru că noi vom arăta că deci vom arăta la urmă că triunghiul sunt asemenea cele. Avem un obiectiv asta. Adică unghiul care? Unghiul 2 de aici este cât ăsta. Și când am zis DC 12 supra EA. DC. DC care se opune unghiului 2 de aici. Vedeți? Da. Da. Unghiul 2 este cât ăsta? Din triunghiul celălalt. Supra EA. EA. Egal cu deci DC îi se opune unghiului 2. Unghiul 2 este cât ăsta de aici. Supra EA. Corect. Egal cu unghiul 1 de aici din triunghiul celălalt e DA. DA. De A, iar unghiul 1 din triunghiul celălalt este de aici, unghiul 1. Unghiul 1 ăsta este. Supra AB. Da. Supra AB. Și atunci... Să ne folosim de asta, că DA e de 3 ori de E și EA e de 2 ori de E. Deci DA este de 2 ori? Deci DA e de 3 ori de E. De A de 3 ori de E, da? Da. Deci 12 e echivalent, va spune. 12 supra 2 ori de E. 2 de E. Egal cu 3 de E. 3 de E. Supra 18. Supra 18. Și cine a făcut? Nu am de aici, vezi? Păi, văd acolo. Păi avem 18 ori 112 egal cu 6, 2 E la pătrat. Și de acolo scot pe da, 2 E. Bun, eu vreau să... Și dacă o fac pe D... Nu, nu, Rama, Miruna. O fac pe AD.
Te-am înțeles. Merge problema. Dar numai simplu fapt că avem ăsta de 90 cu ăsta de 90 și laturile omologe nu ți folosește. Trebuie să ai asemănarea din altă parte. Da? Să ai două unghiuri. Da. Că nu, autorul nu degeaba ne-a dat chestia asta. Da. Eu, noi acum folosim relația asta și ne iese de el, dar nu, da. nu este proporționalitatea asigurată din treaba asta. Deci corect. Trebuie unghiurile. Neapărat, neapărat. Dar am să văd dacă e de prisos așa ceva. Da, nu, da, da. Nu e de prisos. Ca laturile omologe, nu pot să le arăt. Că nu vine 12 pe 18 și e egal cu asta, pe toată asta, nu știu ce. Nu merge problema. În final, renunțăm să spunem că nu ne dăm seama de relația asta, ci vom continua raționamentul care l-am făcut mai devreme. Așa nu? Corect. Era foarte bun. Sigur că e bun. Numai că eu am vrut să văd dacă... Și pe altul. Nu dă autorul nimic în plus. Deja. Faptul că acolo e unghiul drept este lucru esențial pe care trebuie să-l folosim. Corect. Da? Și atunci o să spunem așa. Ne întoarcem la deși și începem raționamentul pe care l-am elaborat mai devreme. Spunem așa. Cum? Cu A, B, paralel cu C, D. Așa, de acolo începem să continuăm. Dar tot, că n-am scris nimic asemănare, domnul profesor. Deci fie triunghiurile. Fie triunghiurile, luăm A, D, C și A, B. Deci fie triunghiurile A, D, C și... Și triunghiul. Și E, A, B. E, A, B. Deci A, A, D, C și E, A, B. Despre cele două triunghiuri avem măsura lui... Măsura lui D egal cu măsura. Egal cu măsura. Egal cu măsura lui A egal cu 90 de grade. Și lăsăm deoparte. Și acum plecăm pe partea cealaltă. Cum de ce? Cum de ce e paralel cu AB. AB. Rezultă de aici că triunghiul... Și secanta. Și A, C, secanta. Și A, da. A coladă. Deci două paralelite de secantă. Înseamnă că... Putem să zic DC A. Măsura lui DC A. DC A. Măsura lui D, egal, egal cu măsura lui C, A, B. Egal cu măsura lui C, A, B. Deci D, C, A, egal cu măsura lui C, A, B. Și pe altă parte, D, C, A plus A, D, A, C, da, ăsta fac roșia. Da. Adică mai scurt, C1 și cu A2, nu? C1 90. Și cu A2. 90. Deci de sub adaut că C1 măsura lui C1 plus măsura lui A2. Măsura lui A2 egal cu 90. Egal cu 90 de grade. Bun. Deci C1 plus A2 fac 90 de grade. Tot atât de bine și A1 plus A2 fac 90 de grade, da? Măsura lui A1 plus măsura lui A2 egal cu 90 de grade. Deci C1 cu A2 am spus, da? C1 cu A2 aici. C1 cu A2 da. Fac 90 de grade, A1 cu A2 fac 90 de grade, deci rezultă că C1 e cât A1. Corect. Deci de aici rezultă, din cele două, rezultă că unghiul C1 congruent cu unghiul A1. Bun. Dacă C1 congruent cu A1, și de altă parte, în triunghiul AOB, în triunghiul AOB. Da, C1 deci, cu A1 nu știam că e 90 de grade. C1 este cât A1. Da, dar tu știam. Uitați, am scris măsura lui CCA, egal cu măsura lui CAB. Asta, astea, deci, m-am muncit aiurea. Am muncit aiurea acolo, da. Asta știam de toate, din paralism. Da, știam din paralism, CCA, da. Bun. Pe de altă parte, A, O, B, între unghiul A, O, B. Care-i dreptunghi? Măsura unghiului, sau scriem A, O, B din 90. Da, exact. Măsura lui A, O, B, A, O, B este 90 de grade. Și atunci, de aici, rezultă că... Măsura lui A1 cu măsura lui B2. Cu B2, da. Măsura lui A1. Plus B2.
măsura lui B2. Măsura lui B2. Și 90. Egal cu 90 de grade. E de aici, asta ne ajută. Da. Deci A1. Cum A1 e cât ce 1? A1 e cât ce 1? Cum măsura lui A1 egal cu măsura lui C1. Rezultă că măsura lui C1 este B2. Deci rezultă că măsura lui C1, da, este B2. Măsura lui C1 egal cu măsura lui C2. C2. Asta trebuie. Lui C1 B1 lui B2. B2, B2. Lui B2. Și cu asta... Asta ne trebuia, doctor. Asta îmi trebuie, care o dau aici. Exact. Înseamnă că unghiul C1, pur scurt, este congruent cu unghiul... B2, demonstrat. B2, demonstrat aici. Da? Da. Și asta ne... Și asta permite, nouă. Da, conform cazului de... Congruent cu unghiul. Asemănare. Conform cazului de asemănare unghiului, putem spune că despre cele două triunghiuri pe care le-am considerat, putem afirma despre cele două triunghiuri că sunt asemenea, da? Abia acum, triunghiul, triunghiul luat în discuții, triunghiul A, de ce, este asemenea cu triunghiul e A, B. Și fiind asemenea A, de acum scriem raportul de proporționalitate. Da. De la un cap până la cealaltă, te rog. Adică triunghiul ADC supra triunghiului AB. Așa, deci fixăm laturile triunghiului ADC. Triunghiul ADC supra... supra triunghiul EAB. Și punct și virgulă și acum începem. Da, AD supra... AD supra egal cu DC supra... Și egal cu AC supra... AD cu EA... Deci A, A, D, A, D, A, D, din triunghiul A, D, C, da? Cu E, B. Lui A, D, îi se opune unghiul... Deci din C, da, C1 e cât B2. C1, C1 e cât B2. B2 e A. E A. Deci așa trebuie văzut. Nu ne ducem la întâmplare. E A. Deci încă o dată existare. Deci noi am aruncat laturile la numărător, laturile triunghiului ADC. Da. Și ca să vezi ce pui la numitor, zici A, D. AD din triunghiul ADC e văzut de unghiul din ce? C, C1. Dar C1 ăsta e cu AD cât, cât B2, B2. Am demonstrat. Și lui B2 din triunghiul ăsta e cu EA. A, supra EA. Egal cu DC supra AB. DC, DC, care este o catetă. Da. Supra AB, cealaltă catetă. Te rog. Așa, supra AB. Supra AB și supra EB. AC-ul și EB. EB. Corect. Și în clipa asta... Să vedem ce știm. AD nu știm. Echivalent cu... Înlocuim tot ce știm AD. AD nu știm. AD nu știm. Deci AD... AD supra EA nu știm. EA este două treimi... Și AD e de trei ori de EA așa. Da? Da. Este... E A, e 2 pe 3 din... Din e, D... A, e 2 de E, uite, nu-i păgăți. A, e 2 ori de E. Atunci, hai să înlocuim deodată aici. Deodată. Nu de A, D, să spunem că 3 ori de E, 3 de E, supra 2 de E. Da. Egal cu 18 pe 12, sau 12 pe 18. De ce? De ce? 12. 12 pe 18. 18. Și egal cu? A, că nu știm. A, ce nu știm, da. Și nici e B. Și nici e... E B. E B. Supra e B. E B. Da, da, aici aflăm, că o să aflăm AD-ul și de aici e foarte important, domn profesor, că este AD-ul de aici. Așa, da, că aflăm DE-ul. Da, DE-ul, DE se simplifică cu DE, ce nu-i tocmai în regulă ceva. Atunci ce nu punem bine? Deci AD... Hai să mai luăm o dată. Deci... AD AD e văzut de unghiul C, da? Da. Unghiul C este cât unghiul B2, am zis noi, nu? Da. C1 este cât... C1, da, cât B2. C1 cât B2. Aveam așa scris, da? Da. Dacă B2 este EA. Și supra... EA e două ori de E. EA, am lăsat așa, da. Supra EA. Egal cu DC, l-am spus. De ce o supra de ce înlărgim, să uite, unghiul ăsta de aici 2 este cât din triunghiul ăsta
Unghiul ăsta este AB. Așa am zis. De C supra AB, da? Așa am zis. Bun. Și egal cu AC supra BE. AC supra BE. Ceva nu e în regulă, că înlocuind acolo AD-ul și EA-ul este în funcție de același. Și se simplifică în funcție de DE. Păi să nu înlocuim. Nu, trebuie să înlocuim. Mai vedem o dată, poate nu scrie raportul aici corect. Dar nu e AD supra EB? AD supra EB. EB. AD. AD Miruna. AD. Este văzut de unghiul C1 de aici, da? Da. Și când ai zis EB, ai deja unghiul de 90 de grade aici. Ipotenuză. N-ai. Deci, cel mult zici ipotenuze pe ipotenuze. Corect. Dar nu poți să. A, D pe A, B. A, D pe A, B. D pe A, A, D, așa, pe A, B. Dar A, D este ăsta. Și ce unul e? Și A, B, Miruna, din triunghiul celălalt. E ăla de acolo, doi. Este de aici. Pe și unul cu doi, nu... Păi trebuie să punem unghi pe unghi. Da? Deci când facem asemănarea, trebuie să mergem pe unghiuri. Nu, și C1 cu B2, mă. Cam fel n-aveam multe, am demonstrat. Deci C1 de aici, cât ăsta am mirat, acum că alterne interne, da? Unghiul de aici și cu ăsta de aici vecin fac 90 de grade, da? Da. Și unul cu doi. Pe de altă parte, 1 cu 2 fac 90 de grade. Uh-huh. Deci, 2, 2. A, aici e greșit, Mihaela. Da. Deci zicem că B2 este egal cu A2, Miruna, Mihaela. Că dacă astea sunt unghiuri congruente, da. Și sunt de altor la interne, ăsta și cu ăsta fac 90 de grade. Corect. Pe de altă parte, ăsta și cu ăsta fac 90 de grade. Corect. Înseamnă că ăsta de aici și cât ăsta de aici. Deci înseamnă că B2 este A2. Cât A2. Aici este. Da. B2 este cât A2. A2. Așa. A2. 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 Aici am fost și da. B2 cât A2. Și dacă B2 cât A2... Acum, când am fixat laturile, am zis așa. AD. AD. Este văzut de unghiul C1. C1 este cât unghiul B1. Aici e B1. Da? C1. Nu e B1. Nu. Dintre unghiul celălalt, C1. C1 e congruent cu A1, domn profesor. C1. Cât A1. Cât A1, am zis așa, da? Da. C1 și cu ăsta și cu A2, C1 și cu A2, 90, 90 de grade. B2, cum l-am notat noi pe ăsta, da. B2, și cu ăsta de sus, și cu, E2. Cu ăsta de aici, cu E. Cu E2. Aici facem. Cu E2 face 90. 90 de grade. Și cum 1 și cu... 1 și cu A2 fac 90 de grade, iar B2 de aici și cu E 2 fac 90 de grade. Dar nu legăm. Ce legăm? Păi AD se uită spre unghiul C. Da, mă. AD se uită spre C1, da. Și AB se uită spre E2. Și E2 e congruent cu C1. E2 e cât C1. Corect. Bun, E2 e cât C1. Avem hai să scriem și noi, că noi n-am făcut ceva. Ceva ne scapă nouă aici. Stai, să facem deci, și noi. Deci tu îi spui, Miruna, C1 e cât E2. C2. C1 e cât E2. C1. Congruent cu E2. Să avem AD supra AB. O secundă. C1. C1 e cât E2. Este cât E2. Să vedem încă o dată și noi de ce spui tu că C1 este cât E2. Pentru unghiul A e cât unghiul D. Cât unghiul D. Da. Unghiul A. E cât unghiul D. Da, 90 de grade, da. Da. Și B-ul ăla acolo e cât... ceva de acolo.
Și unghiul B2, când nici nu, e încărcat așa de tare figura, da, nu mai vedem. Hai să o luăm un pic. Să luăm un pic să arătăm, că e clar că e. Este fără discuție, da, numai că suntem în un moment de confuzie. Sege și P-ul, domn profesor, și... Okay, e banal, dar atunci când... Nu complicat. Deci așa, avem așa. E, corect. Deci avem aici că unghiul ăsta, 1, e cât ăsta? 1. Corect. Uitați-vă că sunt atent de interne. Corect. A1 e cât? A1 ăsta. Și cu B2. Și cu B1 sau cum vreți să notați. Și cu B1 ăsta de aici. 90. 1 cu 1 fac 90 de grade. Da, asta înseamnă... Hai să zicem 2. 1 cu 2, da? Da? 90. Asta înseamnă că B2 e cât ce 1? Da. De altă parte, A1 și cu A2 de aici fac tot 90 de grade. Da. Deci... Cum ăsta și cu ăsta fac 90 grade, ăsta și cu ăsta fac 90 grade, este 2. Corect. Și atunci A2 deci 1 și cu 2 90 grade, 1 cu 2 fac 90 de grade, da? Așa. Deci 1 cu 2 fac 90 de grade. Pe de altă parte, 2 de aici și cu ăsta de aici fac tot 90 de grade. Deci ăsta este 1. 1, da? Deci unghiul E este cât unghiul C. Unghiul E este cât unghiul C. E 1 cât ce 1. E 1 e cât ce 1. Corect. De acord. Deci E1 este cât C1. Aici avem că B2 este cât dacă am zis E1 este cât C1, B2 este cât A2. B2 este cât A2. B2 și cu ăsta fac, ăsta și cu ăsta fac tot 90 grade. Deci B2 este cât A2. Corect. B2 este cât A2, am zis bine. Și atunci a rămas că E1, hai să spun, E1, vine prin diferență, E1 este cât C1. Și când am zis triunghiurile cele că sunt asemenea, da, triunghiul ADC supra este asemenea, da, cu triunghiul EAB. Asemenea cu triunghiul EAB. Și atunci scriem... Asemănare scriem propun. Exact. AD supra. AD supra. Egal cu D supra. Uităm, înspre AD se uită C1. Dar C1 e cât E1. Supra AB? Atunci. Am zis multe sunt ce? Da, da. Și eu tot supra AB am zis prima dată. Alo, să nu mă părinte, sunt într-o lecție de matematică, dacă nu te supere. Da, după aceea revin eu. Vin pe telefon. Doamne, să nu mă prinde. AD supra AB, domnul profesor, da. AD supra? AB. AB, bine, așa. Da, 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 da. Deci, hai să vedem că... AD se uită C1. Deci, ai zis AD care se uită C1. C1 este cât E1. C1 cât este E1 și supra AB. Da, pare. Egal cu DC supra. DC supra. Da, e cealaltă catetă, supra EA, cred că. Neapărat, e A. Da, și egal cu ipotenuzile acum. Acum? Egal cu EB. Stați că suntem la... Egal cu AC supra EB. AC, da, supra AB. Echivalentul... Acum înlocuim, nu? Acum înlocuim. Tot ce știu. Exact. În loc de AD, scriem de 3 ori de E, da? Da. AD... De 3 ori de E. De 3 ori de E. Supra AB, care e 18. 18. Egal cu DC. Care e 12? DC-ul, care este 12. Supra EA, care e 2 ori de E. 2 de E. Și egal cu... Așa și nici supra... nu mai ne interesează, eu prima aici. Bun. Și acum facem echivalent cu... 6. Cum am ajuns noi? Știți că am ajuns la asta? 2 cu 12. Deci 18 ori 12. 3 cu 18 simplificăm, da, și rămânem 6. Corect. 12 cu 2 simplificăm și rămânem 6. Și avem D-E la pătrat. D-E. Egal cu 36. Egal cu 36. Și adică D-E egal cu 6. Am bâlbuit tot din sărbări. Egal cu 6. Dar știți că noi am ajuns la asta. Am ajuns, dar am pășit-o. Noi am constatat că trebuie să ajungem aici. Da. Dar am spus că trebuie să avem argumente pentru asemănare. Și ne-am întors la unghiuri. Corect. DE este 6, sigur că da. Și atunci rezultă că AD este de 3 ori DE, deci e 18. Deci DE numai o bucată este 6.
AD de aici este egal. AD este de 3 ori D e. Și este egal cu 18. Da. Și cu asta am rezolvat problema ariei. Ia să vedem cât este area în condițiile astea. Zi aduce aria cât e. Area e baza mică plus baza mare. Area este baza mare. 18 plus 12. Ori înălțimea care am găsit-o 18. Supra 2, da. Și este egal cu prin 2 și 9. Și avem 30 ori 9, 270 cm pătrați. Și perimetrul, acum nu mai trebuie BC-ul, domnul. Perimetrul. Pentru perimetru nu mai trebuie BC. BC. Cum o facem? Ducem CC primul, da. Așa e tot cât am găsit o pia de 18. 18 asta. 18. Da? Parcă C prin B a zis 6. Da? Deci în triunghiul. În triunghiul BC C prim, BC prin C. Cât ne-a dat cine? D e 6. Ați văzut ce am greșat? Unghiurile nu le așezam tot. Exact, nu le așezam. Și atunci se schimba totul. La proporționalitate totul se schimbă. Era amestecată figura, hai, și era zăpăcea la gol. Deci în triunghiul C, C prin B. În triunghiul C, C prin B. Măsura unghiului C prin 90. Și asta ne permite 90, zicem Pitagora, da? Da. Conform teoremei lui Pitagora. O știm pe C, C prin B, 18. C, C prin B egal 18. C prin B, 6. C prin B egal 6. Și atunci conform teoremei lui Pitagora. Pitagora. Zi, B, C la pătrat sau Miruna, zi. Da, teorema lui Pitagora, B, C la pătrat egal cu C, C prim plus C, la pătrat. C, C prim la pătrat, C, C prim la pătrat plus C prim B la pătrat, adică B, C la pătrat egal cu 18 la pătrat. Da, 300 cât este? Cât da? 324 plus 36 plus 36 se face cât 300 60 parte din, nu? BC simplu. Da, egal cu radical din 360. Care e 36 ori 10? 36. 36 este 6 radical din 10. 6 radical din 10. Așa ți-a dat Miruna? Da. Și dacă l-am găsit pe BC, perimetrul e ABCD. Este egal cu 12 plus 18. Plus 18 plus? Plus 18. Plus 6 radical din 10. 6 radical din 10, care înseamnă în final... 30, 48. 48, 48 plus 6 radical din 10. Mai putem scoate în factor comun? 3, nu 3. Chiar 6, nu? 6 ori 48, da? 6 pe lângă 8 plus radical din 10. Și asta înseamnă... Mi-am vorbit că era prea... Am încărcat figura acolo și știam ce avem de făcut, da. Știam că trebuie triunghiurile acelea, știam că sunt asemenea și dacă nu am avut clar unghiul care, unghi cu care, de acolo lucrurile s-au complicat. Pentru nu că... ne-am complicat. Nu ne-am complicat, sigur că da. Deci dacă n-am stabilit unghiul cu unghi, deci ce învățăm? Învățăm că în clipa în care facem asemănarea, ne fie foarte clar care unghi de aici, cu care unghi. Că dacă nu ai clară treaba asta, nu poți să scrii proporționalitatea. Corect. Scrii laturile unui triunghi la numărător. Dar la numitor, când iei latura corespunzătoare, se face funcții de ce unghi. Latura asta este privită de ce unghi. Unghiul ăla e congruent cu care unghi. Dacă treci pe celălalt unghi, e pus alt raport. Corect. Ia să facem o tablă frumoasă. Da. Așa, se vede. Deci ne ducem acum să vedem o altă problemă. Da. Domnul profesor, cât de tot ar fi căutat și duminica? Da, păi. Ca să mă pot odihni, trebuie să dau pe... Să-l închideți? Să-l închid, da. Nu, n-am nicio șansă.
Aoleu, acum știți, noi cam am uitat că mai putem să folosim și triunghiurile asemenea și așa. Păi, tot trebuie să căutați, numai că am aplicat o teoremă și gata. Mirna, trebuie să folosim tot ce știm de până la momentul ăsta. Și noțiuni de clasa a șasea, tot. Geometria toată din urmă este tot timpul actualizată. Nevoie de ea tot timpul. Când zic geometrie plană, toate noțiunile trebuie să le am întotdeauna. Nu înseamnă că le-am făcut niște lucruri, iar mă întorc și spun. Știi care e ideea? La revedere. Dar știi care e ideea? Învăț chestiunea asta, uit și merg mai departe. La nu la matematică. Nu faceți nimic. La matematică nu, n-ai nicio șansă. Dacă ai făcut chestia asta... Nu ca la celălalt obiect. Trebuie să... Hai să vă imaginați așa. Când mă sună cineva pe mine, nu știu ce e problemă, nu știu ce clasă. Exact. Nu știu nimic. Eu trebuie să zic, fac problemă. Da? Așa trebuie. Ipoteză, deci... Problema 4. Cum? Întrunghiile ABC. Ipoteză. Avem AB egal cu 2 la puterea 2014. AB egal cu? 2 la puterea 2014 plus 2 la puterea 2013 minus 5 ori 2 la puterea 2013. Minus 5 ori? 2 la puterea 2013. AC egal cu 2 la puterea 2013 minus 2 la puterea 2012 minus 2 la puterea 2010. 2010. Și BC egal cu 2 la puterea 2012 plus 2 la puterea 2011 minus 2 la puterea 2010. În concluzie, stabilim natura triunghiului ABC. Natura triunghiului. Deci ABC, ce fel de triunghi este, da? Da. Deci ce fel de triunghi este ABC? Dreptunghic. Dreptunghic. Așteptăm să fie, da? Ce ai de gând să faci? Hai să privim un pic aici să vedem ce... AB, 2 la puterea 2010. Ori... AB, ne ducem după AB, da? Da. Avem 2 la ce putere cea mai mică? 2 la 2013. 2 la 2013. Da. Păi, chiar pe asta o să o valorificăm. Deci scoatem pe 2 la 2013 în factor. Mirna, mai uite-te odată. 2 la 2014, bine? Plus 2 la 2013, da. Minus 5 ori 2 la 2013, da? Da. Dăm fapt să avem 2 la 2013 pe lângă 2 plus 1 deci, minus 5. Deci, hai să spunem, AB egal cu 2 la puterea 2013, adic, da? Da. Pe lângă 2 plus 2 plus 1, plus 1 minus 5. 5. Da. Fals, nu merge aici. Nu poate fi o valoare negativă. Așa e problema. E minus 4, deși la sfârșit de 2 la puterea 2013 ori 4, nu minus 4. Da, ori 4. Ori 4, ca să dea ori 4. Acolo în loc de minus trebuie plus. Aha. În loc de plus minus. Aha. Nu, nu, nu. Că dacă vine cu plus adit, 3 și cu 5 fac 8. Și nu mă încălzește. Atunci ar trebui să facă 9, minus 5 face 4. Da. Dar să facă 9, ar trebui să facă aici 8 și cu 1, 9. Da. Da? 8 și cu 1, 9. Și atunci 9, ca să fie 8, trebuie să fie 2 la 3 în plus. Ca să fie 2 la 3 față de 13, 2 la 16. Dacă e 2 la 16, 2016, minus 2013, rămâne 2 la 3. 8 și 8, cu 1, 9. Și cu 1, 9, minus 5, 4. Schimbăm. Da? Dacă deci, trebuie 4, așa și face. Păi, n-am ce face aici dacă nu am... N-am altă soluție. Așa trebuie... zice, la sfârșit. Și tu ai zis 2 la puterea 2010, puteai putea la sfârșit. Trebuie să schimbăm, că toată sunt 2 la puterea 2010. La sfârșit sunt toate la 2010. Da, că o să schimbăm. Avei 2 la 2010. Atunci viu și spun așa. Dar profesor, stai puțin, dragă, să vedem și cu 2010. Oare greșeală deci de tipă? Totul trebuie să fie în funcție de 2010, ca să poate. Da. Gata, am știu ce să fac. Și atunci lăsăm așa cum era, 2014, nu, acolo? Nu, că nu merge așa. Tot nu merge. Nu. Dacă lasă așa, nu, 2014. Să ducem la 2010? Trebuie să fie tot în funcție de 2010. Haideți să dăm la 2010 atunci, 2 la 2010. Dacă e 2 la 2010. Rămâne 2 la 4. Aici,
2 la 2010, ar fi 2 la 4 la 16, plus 2 la 3, 2 la 3, 8, 8 și cu 16, 24, minus 5 ori, minus 5 ori, ori 2 la 3, care 8. E 5 ori 40. Nu merge. Tot nu merge. Tot, nu poți face A, C și B, C sunt la 2010. Și de asta s-au gândit și pe AB să facă la 2010. Sigur că da. Și noi aveam... Hai tu, Miruna, hai să vedem aici. Hai să vedem unde-i greșeala acolo. Tu. O da, facem, imediat o facem. 2 la 2013, AB-ul dat 2 la 2013 ori, minus 2. Și dacă dădeam ca să fie totul la 2010, ar trebui să zicem 2 la 2010 ori 4. Da, ori 4. Și... aici eu dat, cât aici? Practic dă 2 la 2010. Deci eu dă... 2000. 5 ori 2 la 2010. 5, da? BC-ul sau AC-ul? AC-ul. AC-ul? 3, cred. 3 ori 2 la 2010. Hai să vedem dacă e posibil. Din 2 la 2013, am 2 la 3 față de 2 la 2010. Și vine 8, minus 4, 4 și minus 1, și minus 1, 3. Deci 2010 ori 3. Aici e bine. 2010, domn profesor, 3. Da? 2010, da. Și aici? La BC e 5 ori 2 la puterea 2010. Deci 2 la 2010. Adică 4 plus 2, 6, minus 1, 5. Da. 5 ori 2 la 2010. Aici facem mișcarea. Hai da, să vedem aici cum gândim aici. Dacă lăsăm 2010 aici, ca să fie, să putem mm-hmm scoate. Ia să vedem, da, corect. Atunci... cât trebuie să spunem ca să-mi rămână... 2 la 4 acolo, domn profesor, ar veni. Hai să-l dăm. 2 la 2010. 2 la 2010. Pe lângă 2 la 4. 2 la 4, care face da 16. 16. Plus 8. 8. Da. Minus 5 ori. Minus 5. 5. Nu, nu, dar să facem și modificare și aici. A, credeți că pitoane? Sigur că da. Sigur că da. Și atunci, ori punem... din cine să iese să rămână 5, scăzut 5? Din 10, nu? Din 10, dacă scazi pe 5, rămâne 5. Dar 10 înseamnă 8 și cu 2. 8 și cu 2 fac 10. Înseamnă atunci, 2013 și 2012. 13 și 2012. Și gata. 2011. 11. Ia să vedem. Mai facem o dată. Da. 2 la 2010, pe lângă 2 la 3, 2 la 3, 8, da, plus 1, 2. 2, 10, minus 5. Minus 5 fac 5. Gata, ăsta e. Haideți să modificăm. Doamne, ce greșit. E, să te întâmplă. Deci, AB e 2 la 2013. Da. Plus 2 la 2011. Da. Minus 5 la 2010. La, 2010. Corect. Și atunci e egal mai departe. Și restul nu sunt greșite, nu, domnul profesor? Nu. Și aici vom avea. Adică 2 la 2010 scoatem factor da comun. Da. 2 la 2010 pe lângă... 2 la puterea 2010 pe lângă... 2 la 3, adică. 2 la 3, adică 8. Da, plus 2 la 1, că diferența 2 între 2. Și minus 5. Și iată da că obținem 2 la puterea 2010. Ori? 4. 5. 8. 8 și cu 2, 10, adică. Minus 5 ori 5. În partea asta, să continuăm aici, egal mai departe. Era corect. Da, haideți. 2 la 2010 pe lângă... De la 2010 pe lângă 2 la 3, minus 2 la a doua și minus 1. Adică 8 minus... 2 la puterea 2010 pe lângă 8... O minus... Ei, nu mai scriem, domnul profesor, scriem deodată. Deodată, da, 8 ori. 3. 8 minus 4, 4 minus 1, 3. Ori 3. Corect. Și din coace vine 2 la puterea 2010. 10 pe lângă... 2 la a doua zi. Diferența azi la... pe lângă 2 la a doua, adică 4. Așa. Plus 1. Plus 1, minus 1, da? Minus 1, adică 4. Plus 2 mai adică. 4 plus 2, 2 la 1, plus 2 minus 1. Face așa, plus 2 minus 1 egal cu 2 la 2010. 2 la 2010 ori 5.
Ori 5. Dar mai avea un cotă. Ce? 60 de 10 ori 5? Ori 4. Nu, ori eu, da, ori 4. Dar de unde se dă așa? Că am dat scos pe 2 la 2010, Miruna, în factor. Da, avem 4. Și cu plus 2. 2, 2 6, 6, 6 minus 2 e 4. Minus 2, minus 1. Minus 1. 6 minus 1. Păi BC egal cu 2 la puterea 2012 plus 2 la puterea 2011 minus 2 la puterea 2010. Corect. BC egal cu 2, pe lângă, 2 la puterea 2010 pe lângă 4 plus 2 minus 1. Da, da, mă, și BC e ori 5. Da. BC e ori 5. Da. Așa e și la sfârșit. Și cât e atunci AB? Deci AB e ori 4. AB e ori 4. Dacă AB e ori... Înseamnă că iar n-am modificat opinii pe AB. Hai să vedem încă o dată. Asta e ori 5, domn profesor. Asta e bine așa. Asta e bine, da. Deci BC egal cu 2 la 2010 ori 5. Ori 5. Asta e bine. Hai, acolo ori 4, da. Și ca să fie 4, 8 și cu 1. 8 și cu 1 face... De la 2016, cum a zis dumneavoastră. Nu. 8 și cu 1 face 9. 9 minus 5 face 4. Pe atâta îl punem 2 la 2010 acolo. Tot 2 la 2010, da, asta este. Deci vine plus 1 aici. 8 și cu 1, 9, minus 5, 4. Și gata. Și-am terminat. Gata, și-am aflat... L-am mai exprimat în puterea lui... Nu-i vina noastră că sunt greșit în carte. Da, și sta, să stabilim natura triunghiului ABC. Păi să vedem un din o facem. Păi, cel mai mare la pătrat, adică ăsta... 2 la 2010. E egal cu asta la pătrat, poți să da, adică 2 la 2010. Deci triunghiul, zice mare, triunghiul ABC. Așa scrie. Dreptunghi. Dreptunghic în, în A, măsura lui A. Egal 90 de grade. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. BC pătrat. Egal cu AB pătrat. Plus AC pătrat. Echivalent dacă echivalent și numai dacă. Echivalent cu BC, adică 2 la 2010. Ori 5. 2 la 2010. Ori 5. Tot la 2. Egal cu 2 la 2010. Ori 4, totul la 2, plus 2 la 2010, ori 3, totul la 2. Și o să fie 2 la 2010, totul la a 2, ori 25. 2 la puterea 2010. Totul la 2. 2 la 2010. 2010. Totul la 2, ori 25. Egal cu 2 la puterea 2010, totul la a doua ori 16. Da. Și plus 2 la puterea 2 la 2010. 2010, totul la a doua. La 2010, da. La 2010, 10, da. Totul la a doua ori 9. Echivalent cu... Scoatem un factor pe 2 la 2010, totul la a doua și da. Zicem... 2 la puterea 2010, totul la a doua, egal cu 2 la... Ori 25, da. Ori 25, da. 2010, totul la a doua, pe lângă, pe lângă 16 plus 9. Adevărat. Echivalent cu... Echivalent cu să reduc. Simplificăm. Simplificăm. Reducem când zice plus cu minus. Corect. Da? Da. Deci topuș. Și împărțim tot sub până asta. 25 egal cu 25, adică da. Dreptunghic. 16, 25. Adevărat. Și atunci triunghi este dreptunghic în A. Atât a fost. Aici, ce flut autorul ai să facă? Să urmărească dacă știm calculul cu puteri, scoatem factor comun. Da? Corect, asta nu a fost greu. Nu, nu, nici vorbă. Și greșeala aceea... Greșeala din carte care trebuie să o remediem. Să mai facem un test? Da. Îi vedeți, nu? Sigur. Îi văd cu... Unul, da. Unul, da. Vă rog să vedem... Acum mulți la timp. Fișierul ăsta să-l închide? 59. Opresc, da? Da, da, da. Dacă ce...